Salutări și mi-am regăsit la un nou video de pe acest canal. În acest video ne plimbăm puțin cu tirul, după cum vedeți ce avem o cursă mare. Acesta este tirul, un Scania, upgradat la maxim la motor, ultimele turbini. Are pornire foarte ușoară. Vedeți cât de ușor a pornit. Aici avem, ducem lemne. Da. Și da, n-am mai postat de mult un videoclip. După cum observați, interiorul nu, chiar nu este deloc schimbat. E interiorul lui, n-am pus nimic în plus, n-are nimic. Da. Ultimele toble am puse. Nu că aș vrea să mă lau, dar v-am zis și vouă, să știți. Și o să ajustez puțin viteza, totuși, când facem noi cursa. Deci, vedeți, la cât de tunat, nu are top speed bun, dar are o accelerație umană. Deci, dacă ar merge și top speed-ul după accelerație, ar fi super. Accelerația atât de ușor o calci, deci, imediat e la 124, aș fi văzut. O să dau timpul pe rapid, poate. Adică îl dau pe rapid, încă poate să-l dau pe rapid. Ah, n-am făcut accident, am luat-o pe transens, ca un prost. Că trecem van. Nu uitați să frumos. Acum este 76 minute, cam filmez. Plecam frumos pe aici. Are și rezervorul abrodat, adică are una mare. Are un alt motor, nu e motorul lui original diesel, are un motor V12 diesel, tiru. Are motor V12, dacă vreți să știți, diesel. Plus are o turbină care este puțin defectul, adică nu merge bine lui, acest model. Deci o să facem mult lag din fața mea. Uhuu, coborâre! Ai că rămân fără bani până ajung. Da, bun, fraților, am revenit. Am zis să stăm puțin aici de vorbă, până când termin cursa. Mai am 54 de kilometri. Am dat cumva la plasă, fiindcă e mult de mers și m-am gândit să fie iar. Ah, chiar e drumul ăsta, ciudat. Ai putea răsună de unchet, aproape răsună, nu răsună. Și am zis să nu țin mult filmarea, că e și plictisitor și da. După cum vedeți, face tirul tot halul.
Mai bine nu mă bag pe aici dacă știam. Oricum, trebuie să ajung la fermă. What? A, uite, altfel, da. Da, fraților, și cam așa a fost și videoclipul de astăzi, cam așa o slinchiem pe un drum din ăsta nașpa. Nici nu știu măcar cum să mă duc și pe unde să mă duc. Încă gândiți-vă voi puțin. Dacă ies din exterior, uitați. Stai să vedeți unde acum merge tirul. Uitați. Doar că nu se vede cum se vede din cabină. Deci vă dați seama ce drum poate să fie când, na, efectiv e, dați doar puțin, deci drumul, vreau să vă arăt și drumul, deci dacă îi dau puțin tare, face ca toate cele, da, și cam așa, și o să întoarcem, o să vă iau remorca și o să încheiem videoclipul. Aici. Deci cam acesta a fost și videoclipul de seară, este filmat în seara aceasta în care îl pun, doar îl editez. Acum am filmat de la 9:07. O las așa, iau bănuții și terminăm. După cum vedeți, sunt o grămadă. Ok. Și cam acesta a fost tot videoclipul. Ne revedem data viitoare. Salutare!